Preot profesor Ioan Bria, comentariu la Catehismul Ortodox. Capitolul 4. Izvoarele învățăturii creștine. Biserica Ortodoxă, urmând un cuvânt al Sfântului Vasile cel Mare de Cezarea despre Duhul Sfânt, mărturisește că revelația lui Dumnezeu în Iisus Hristos s-a păstrat pe două căi. Biblia, adică forma scrisă sub inspirația Duhului Sfânt, de către Sfinții Apostoli, proroși și discipoli acestora, și tradiția, adică forma orală păstrată de Biserica Apostolică. Scriptura și tradiția nu sunt două surse separate ale revelației, ci ambele au aceeași autoritate și se completează. Deși tradițiile orale nu sunt inspirate cum este textul Scripturii. 1. Biblia creștină. De la început trebuie spus că în credința Bisericii, Vechiul și Noul Testament formează o unitate, deoarece ambele se bucură de aceeași autoritate, ambele se referă la același Dumnezeu Tată, Dumnezeu iudeilor și Dumnezeu neamurilor deopotrivă, Dumnezeului Avraam, părintele al multor neamuri, Facerea capitolul 17, versetul 4, al lui Isaac și al lui Iacob, Dumnezeu care a vorbit prin Moise și Dumnezeul lui Iisus Hristos, prin care s-a dat harul și adevărul, conform Ioan capitolul 1, versetul 17. Iisus folosește scrierile adresate poporului Israel. Ascultă, Israel, Shema, Marcu 12:29. El n-a desfințat legea, dar o explică în felul lui, prin fericiri, adică o duce la alt grad de înțelegere, la gradul care izvorăște din iubire și cheamă la iubire și se desăvârșește în iubire, nu la gradul unei porunci izvorâte din dreptate, care are măsuri coercitive, adică pedeapsă pentru cei care nu împlinesc legea, ci o dezvăluie ca o poruncă izvorâtă din iubire care cheamă la împlinirea ei prin iubire și se desăvârșește prin iubire. Într-adevăr, momentul în care Iisus din Nazaret, către anul 27, este botezat în râul Iordan de către profetul Ioan Botezătorul, fiul marelui preot Zaharia, care făcea parte din comunitatea religioasă a pusnicilor și începe să predice Evanghelia sa, pocăiți-vă că s-a aflat împărăția cerurilor, el folosește o colecție de căzi religioase care circulau din templu și în sinagogile din Palestina, colecție pe care o numește Scriptură, Ioan capitolul 7, versetul 38. Această scriptură cuprindea legea și profeții, conform Luca, capitolul 16, versetul 16, adică Tora sau Pentateuhul, cele 5 cărți ale lui Moise, primele 5 cărți ale Vechiului Testament, cărțile profeților și psalmii atribuiți împăratului David și compilați între anii 1000 și 400 înainte de Hristos. Aceste cărți au fost scrise în limba ebraică, limba de la templul, un sinod ținut la Jamia, lângă Iope, către anul 100, a adoptat canonul Vechiului Testament în versiunea ebraică, cum evreii din afară de Palestina vorbeau limba greacă, încă din secolul 2, adică 285 și 246 înainte de Hristos, Ptolomeu Filadelful cere unor învățați, 70 sau 72 de învățați din Israel, să traducă textul ebraic în greacă pentru biblioteca din Alexandria. Majoritatea citatelor din Vechiul Testament în Noul Testament sunt luate din Septuaginta, traducerea greacă a Bibliei ebraice făcută în secolele 3-4 înainte de Hristos, deși păstrează numeroase cuvinte de origine ebraică și aramaică, Vulgata, traducerea latină stabilită de Sfântul Ieronim la începutul secolului 5, are și ea cuvinte în ebraică și aramaică, pentru că Sfântul Ieronim a tradus-o, fericitul Ieronim a tradus-o din ebraică. Canonul cărților incluse în Septuaginta diferă de canonul celor din Biblia ebraică, sau textul masoretic,
deoarece cele 22 de cărți ale canonului ebraic sunt descompuse în 39 de cărți. Cărțile care intră în canonul Vechiului Testament sunt Facerea, Ieșirea, Leviticul, Numerii sau Deuteronomul sau a doua lege, Cartea Iosua Navii, Cartea Judecătorilor, Cartea Rut, Cartea Întâia Regilor, Cartea a doua Regilor, Cartea a treia Regilor, Cartea a patra Regilor, Cartea Întâi Paralipomena sau a Cronicilor, Cartea a doua Paralipomena sau a Cronicilor, Cartea Întâi a lui Ezra, Cartea lui Neemia sau a doua Ezra, Cartea Esterei, Cartea lui Iov, Psalmii, Pildele lui Solomon, Eclesiastul, Cântarea Cântărilor, Isaia, Ieremia, Plângele lui Ieremia, Ezechiel, Daniel, Osea, Amos, Miheia, Ioil, Avdie, Iona, Naum, Avacum, Sofonie, Ageu, Zaharia și Maleahi. Acestea sunt cele 39 de cărți ale Vechiului Testament. Biblia creștină, al cărei canon a fost recunoscut de către Sinodul de la Ierusalim din anul 1672, cuprinde 10 cărți în plus față de lista Bibliei ebraice, în total 49 de cărți. Și anume se mai adaugă încă 10 cărți. Tobit, Iudita, Înțelepciunea lui Solomon sau Sapiența, Eclesiasticul, Baruch, 1, 2 și 3 Macabei, Epistola lui Ieremia și Înțelepciunea lui Iisus Sirac. Ele fac parte din Sfânta Scriptură și Biserica le recomandă ca utile și folositoare de suflet. Bisericile creștine discută astăzi problema autorității inspirației acestor cărți, numite fie deuterocanonice de către catolici sau apocrife de către protestanți. Canonul Bibliei românești cuprinde și cărți și fragmente necanonice, uneori tipărite separat sub acest nume, vezi versiunea din 1968. Noul Testament este o colecție de cărți scrise de apostoli și de succesori acestora în partea a doua a primului secol. Între sărbătoarea cincizecimii, de care amintește Faptele Apostolilor, capitolul 2, către anul 30 și scrierea Evangheliilor, perioadă care a durat 30 de ani, predica publică a lui Iisus Hristos a circulat pe cale orală. La baza Noului Testament, ultima carte a fost scrisă către anul 95-96, adică Apocalipsa Sfântului Ioan. Deci la baza Noului Testament stă Evanghelia propovăduită de Iisus Hristos, care s-a păstrat în memoria și tradiția orală a apostolilor, a comunității apostolice din care s-au transmis numai datele esențiale, conform Ioan 21:25. Termenul tradiție din cuvântul latin traditio, traducerea cuvântului grec paradosis, se referă azi la mai multe realități, anume la doctrina apostolilor sau depozitul de credință de origine, confirmat timp de 40 de zile între înviere și înălțarea lui Iisus cu dovezi infailibile, la transmiterea din mână în mână, din generație în generație acestui conținut, ceea ce ați auzit de la mine cu mulți martori de față, acestea să le încredințez oamenilor credincioși care vor fi capabili să învețe și pe alții, îi spune Sfântul Apostol Pavel lui Timotei, 2 Timotei capitolul 2, versetul 2. Interpretarea și explicarea continuă a credinței apostolice, o răspundere care le vine succesorilor apostolilor. Pavel scrie lui Timotei să nu lase pe nimeni să disprețuiască vârsta sa tânără și să nu renunțe la autoritatea sa de a citi, de a îndruma și de a învăța. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 12. De la scrierea Evangheliilor și a celorlalte scrieri ale Noului Testament, către anul 100, până la formarea canonului sau listei Noului Testament, au trecut peste 300 de ani, timp în care Biserica a avut misiunea particulară să păstreze și să transmită Evanghelia lui Hristos, care circula oral și înscris,
în continuitate cu misiunea atribuită apostolilor, spre aceasta am fost pus eu propovăduitor și apostol al neamurilor, spune Sfântul Apostol Pavel. Apostol, adică predicator, apostolos, didascolos, magister, conform 2 Timotei 1,11. Încetul cu încetul se constituie scripturile Noului Testament, din care fac parte în primul rând epistolele Sfântului Apostol Pavel, conform 2 Petru 3,16. Biserica a reținut în canonul sau în lista bisericii creștine alte cărți scrise de autori inspirați. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și are autoritate în biserică grație inspirației. Toată Scriptura, Vechiul și Noul Testament, Passa Omnis, adică orice este scris în Noul Testament, este inspirat de Duhul Sfânt, care dezvăluise cu anticipație profeților evenimentele mesianice. Hristos recunoaște inspirația Vechiului Testament, Scriptura nu poate fi desființată, spune el, Ioan capitolul 10, versetul 35, dar și al revelației care a fost făcută, cunoscută în viitor. Apostolii și discipolii au decis să scrie, potrivit poruncii lui Hristos, de a predica Evanghelia la toate neamurile, ca martori ai săi, în numele lui Iisus Hristos, Fapte, capitolul 4, versetul 18. Inspirația și are originea în poruncă, aceea că numai prin cuvântul lor vor crede. Așadar, inspirația sau insuflarea este inițiativa de a reda în scris, în mod solitar, Evanghelia primită de la Iisus Hristos și atestată de apostoli sub inspirația Duhului Sfânt, Duhul adevărului. Scriitori, ca de pildă Sfântul Apostol Pavel, n-a primit Evanghelia de la oameni, ci prin descoperire directă de la Iisus Hristos. Sfântul Apostol Pavel, adică, el nu l-a auzit pe Domnul Iisus Hristos predicând ca om. Nici n-a primit Sfânta Evanghelie, învățătura Iisus Hristos de la vreun apostol, alt apostol, de la vreun om, ci a primit-o prin descoperire timp de 3 ani și jumătate stând în pustia Arabiei, direct de la Iisus Hristos prin descoperire. Cele 4 Evanghelii sunt, după Matei sau Levi, colectorul de taxe, chemat la apostolat de Iisus Hristos, conform Matei 9:9 și 10:3, este scrisă între anii 50 și 75, probabil după căderea Ierusalimului, anul 70, în limba greacă, dar cu citate din Vechiul Testament și cu cuvinte din limba aramaică, ceea ce confirmă faptul că Evanghelia a fost predicată la evrei. Tema principală a Evangheliei lui Matei este numele lui Dumnezeu, Emanuel, care inaugurează Noul Testament sau împărăția cerurilor, concretizată istoric în biserică. Evanghelia după Matei este atestată de către Sfântul Ignatie, episcop de Antiohia, între anii 67 și 107, de către Papias, trăitor în secolul II, care a scris cuvintele lui Hristos în limba aramaică comună tuturor iudeilor. Evanghelistul Matei este comemorat, adică pomenit, la 16 noiembrie. După Marcu sau Ioan Marcu, scris între anii 65 și 70, deci tot după căderea Ierusalimului, se crede că cronologic cel din tâi dintre cei 4, având ca sursă predica Sfântului Apostol Petru, fiind scrisă pentru creștine din Roma, a fost Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, că el scrie predica Sfântului Apostol Petru, care a murit sub persecuția lui Nero în anul 64 la Roma. Dar se folosește și de experiența personală. Casa familiei Sfântului Marcu era locul de întâlnire al creștinilor din Ierusalim, ca și de experiența misionară a apostolilor. Sfântul Marcu fiind asociat cu Sfântul Pavel și Barnava în călătoriile lor misionare. Tema Evangheliei lui Marcu este Iisus Hristos istoric, robul care aduce și readuce jertfă lui Dumnezeu și apoi este preaslăvit ca Mesia biruitor. Sfântul Apostol Marcu este comemorat pe 25 aprilie. După Luca,
Luca este istoric și medic și pictor, care scrie Evanghelia între anii 70 și 80 și Faptele Apostolilor între 75 și 85. Se folosește de diverse surse, inclusiv de Evanghelia lui Marcu și de experiența Sfântului Apostol Pavel, conform Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 6. Evanghelia după Luca este scrisă de un neiudeu, adică Sfântul Luca era grec de neam, și este scrisă pentru neamuri, cu intenția misionară, având ca temă universalitatea Evangheliei, conform Luca 2, capitolul 1 și capitolul 2, versetul 31. Mântuirea constă în lumina care aduce revelația neamurilor. Există o speranță de pocăință și de iertare pentru toți păcătoșii, conform Luca, capitolul 5, versetul 1 până la 11, și 2 Timotei, capitolul 4, versetul 11. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca este comemorat la 18 octombrie. După Ioan, care este cel mai tânăr din cei 12 apostoli, frate cu Iacov, fiul al lui Zebedeu, numit fiul tunetului, este ucenicul iubit al lui Iisus Hristos, căreia acestea încredințează pe preacurată maica sa. El a jucat un rol important, a fost stâlp al bisericii din Ierusalim, de unde s-a mutat la Efes, el presbiterul și bătrânul, conform 2 Ioan capitolul 1. A fost exilat apoi sub persecuția lui Domitian între anii 81 și 96 în insula Patmos, unde a scris Apocalipsa în anul 95, Evanghelia în anul 96 și 3 epistole sau scrisori în anii 90. Este numit teologul deoarece tema principală a scrierilor sale este Dumnezeu, Sfânta Trăime. Numele Eu Sunt, persoanele Sfintei Trăim, Tatăl care naște și trimite pe Fiul, care e de aceeași natură cu Fiul, Duhul care din Tatăl purcede. Evanghelia menționează lucrarea lui Dumnezeu în botez, în Euharistie, în biserică. Sfântul Ioan Evanghelistul este sărbătorit la data de 8 mai. Evanghelia după Ioan se citește în perioada de la Paști până la Rusalii, deoarece catehumenii erau botezați în acea noapte a învierii și îl primeau pe Hristos ca lumină. De aceea slujba Paștelui începe cu chemarea Veniți de luați lumină. Celelalte cărți sunt Faptele Apostolilor, scrisă de Evanghelistul Luca, în care descrie expansiunea creștinismului în lumea greco-romană, până la Roma, unde Sfântul Apostol Pavel este prizonier. Tema este Emanuel, sau Dumnezeu este cu noi. Cel mai important eveniment după cincizecime este amintit aici Sinodul de la Ierusalim, în capitolul 15 din anul 50, care se pronunță sub asistența Duhului Sfânt, că neamurile vor să devină creștine, nu sunt obligate să asculte legea iudaică în totalitate, ci numai în parte. Sfântul Apostol Pavel a scris 14 epistole, către romani, 2 către corinteni, către galateni, efeseni, filipeni, coloseni, 2 către tesaloniceni, 2 către timotei, una către Tit, una către Filimon și alta către evrei. Alte scrieri ale Noului Testament sunt epistola lui Iacov, a Sfântului Petru, 2 ale Sfântului Petru, 3 ale Sfântului Ioan, al Sfântului Apostol Iuda și Apocalipsa, scris în anul 95. Odată cu adoptarea canonului Bibliei creștine, biserica a răspuns la mai multe probleme. O altă revelație nu există după Iisus Hristos și nicio altă evanghelie, în afară de scrierile celor care au fost martorii lui direct, ceea ce am văzut și ceea ce am auzit. Vă vestim și vouă. Aceasta este vestirea pe care am auzit-o de la El și vă vestim, de aceea vi le și scriem. Desigur, revelația lui Iisus Hristos este mult mai largă și nu se limitează la textul Noului Testament, dar Biblia este cale spre adevăr și conține lucrurile esențiale și neschimbabile acestei revelații. Apoi, scrierile biblice luate individual cu originea, forma și tema lor specifică nu au autoritatea independentă după adoptarea canonului.
Deci diferențele din Noul Testament nu pot justifica divergențele doctrinare sau confesionale. Adică Biblia, odată ce este format un canon, e trebuie luată ca întreg și trebuie înțeleasă ca întreg. Nu trebuie luate versete sau texte scoase din context și care formează anumite denominațiuni creștine sau așa zisele secte și practic care duce la împărțirea bisericii, care este una așa cum Hristos este unul. Tradiția care continuă să circule pe cale nescrisă după scrierea Noului Testament face parte din credința apostolică a bisericii, pe care o venerează din cauza că ea are referință Sfânta Scriptură. Duhul Sfânt nu descoperă o altă evanghelie, dar el iluminează și antrenează pe creștini să cerceteze textul biblic și să descopere sensuri profunde, multiple, percepții noi. Profeții au căutat și au cercetat sub călăuzirea Duhului Sfânt. Părinții bisericii au fost mari predicatori și exegeți ai Sfintei Scripturi, despărțind literele scriitorului de cuvintele Duhului, pământul de aur, ca să extragă firișoare de aur, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur în omilii la Geneză. Evangheliarul sau lecționarul stă în centrul mesei altarului, arătând prin aceasta că în Hristos s-au realizat toate făgăduințele, că mărturisirea publică a Evangheliei de către cei 12 apostoli este decisivă. Cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, de acela se va rușina și Fiul omului când va veni într-o slava sa și a Tatălui împreună cu Sfinții Îngeri. În decursul istoriei, Biserica a centrat și a explicat doctrina creștină transmisă în scrierile apostolice, care constituie Noul Testament, ca răspuns la probleme misionare, catehetice, apologetice și ecumenice ale timpului. În Noul Testament se găsesc deja scurte afirmații care nu sunt crezuri complete, care să fie acceptate de toate comunitățile, ci rezumate ale Evangheliei. Tradiția de interpretare a luat diverse forme. Articole de credință, crezuri, mai ales pentru candidații la botez, mărturisiri de credință, doxologii, imne, texte de cult, iconografie. Există momente excepționale când cei care au răspunderea de a învăța drept, ortodox, cuvântul adevărului, sunt datori să mărturisească public Evanghelia lui Hristos în texte cu caracter definitiv. Astfel, către sfârșitul secolului al II-lea, s-a constituit canonul identic al Bibliei creștine, care include și scrierile iudaice, în ciuda faptului că Marcion le respingea. Constituirea canonului biblic este cel mai important eveniment din istoria antiniceană a bisericii creștine, adică a perioadei dinainte de 325, a primilor 300 de ani. Perioada lui Isus în care s-a produs Evanghelia până în anii 30, perioada 30-60 sau perioada apostolilor, Petru, Pavel, Iacob, în care circulă scrie Sfântul Apostol Pavel, mijlocul anilor 60-100, perioada generației în care s-au auzit ultimii apostoli și scrierea Noului Testament a fost scrisă după anii 60, deci până în anul 100, din moment ce canonul era acceptat, conținutul tradiției apostolice apare ca și unul identic. B. Sfânta tradiție, dogmele sinoadelor ecumenice. După modelul sinodului apostolilor din anul 50 de la Ierusalim, episcopii din întreaga biserică se constituie într-un sinod universal sau ecumenic pentru a reînnoi crezul sau simbolul de credință atunci când constată o ruptură între credința apostolică și credințe necunoscute care aduc pagubă unității văzute a bisericii. Sinodul ecumenic devine autoritatea supremă grație fidelității episcopilor față de Sfânta Scriptură și succesiunilor apostolice. În formularea unei dogme îi urmează exegeza biblică a Sfinților Părinți și experiența Sfinților, ținând cont de taina revelației divine și de limitele conceptelor umane. Sinodele au pronunțat excomunicări în cazuri în care ereticii s-au rupt de trupul bisericii și au constituit secta lor. Sinodele sunt recunoscute ca infailibile,
de către ansamblu bisericii, unită în credință și în iubire, căreia i s-a făgăduit asistența Duhului Sfânt. Aceasta devine efectivă tocmai atunci când biserica este chemată să practice adevărul, biserica, în totalitatea ei, recunoaște ca ecumenice 7 sinoade. Adică 7 sinoade ecumenice în care s-a cristalizat învățătura de credință, așa cum avem astăzi, toate au avut loc în primul mileniu creștin. Sinodul din Nicea, anul 325, adoptă primele 7 articole de credință ale crezului. Articolul 2 cuprinde afirmația capitală a creștinismului. Domnul Iisus Hristos este de o ființă cu Tatăl, homusios, consubstanțial cu Tatăl, punând astfel capăt disputei provocate de preotul Arie din Alexandria, care pretindea că Iisus Hristos ar fi o creatură superioară, nu fiu identic după esență cu Dumnezeu Tatăl. Comemorarea sinodului ecumenii de la Nicea se face în duminica 7-a după Paști, între Înălțare și Rusalii, când se citește textul de la Ioan, capitolul 17, versetele 1 până 13. Sinodul al doilea, din 381, de la Constantinopol, este sinodul care adoptă a doua parte a crezului, de la Nicea devenind astfel unicul crez ecumenic, crezul sau simbolul Niceo-Constantinopolitan. În articolul despre Duhul Sfânt, în loc de o ființă, s-a introdus fraza care din Tatăl purcede, cel care împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit. Acesta pune capăt disputei provocate de un grup numit Nehmatomahi, care susțineau că Duhul Sfânt este o creatură, o erezie combătută de Sfântul Vasile cel Mare într-un tratat despre Duhul Sfânt. În crezul folosit de Biserica Romano-Catolică s-a adăugat la acest articol clauza care purcede din Tatăl și din Fiul, care lipsește din textul original din 381. Biserica Ortodoxă nu este de acord cu această interpolație tardivă și propune revenirea la textul original adoptat de Consiliul Ecumenic al Bisericilor. Biserica răsăriteană și iată cum știi Consiliul Ecumenic al Bisericilor, iată de 1700 de ani, mărturisește crezul Niceo-Constantinopolitan, în care, potrivit Scripturii, mărturisim că Duhul Sfânt de la Tatăl purcede, nu și de la Fiul. Aceasta este o invenție, o interpolare, o speculație a apusului, introdusă mai târziu, dar care, ca și orice trecător, va și dispărea până la sfârșit. Așadar, crezul de la Nicea, care are 12 articole, spune în felul următor. Cred sau credem în original. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la tot viitorul, Făcătorul cerului și al pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la cerul și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolică biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sinodul al treilea a avut loc la anul 431 la Efes. Este sinodul care afirmă că Fiul se naște din eternitate din Tatăl, din cel fără de început, aceasta împotriva ereziei lui Nestorie, care nega dumnezeirea lui Hristos Iisus în timpul zămizlirii și nașterii sale după trup ca om. Iisus ar fi devenit fiu după ce s-a format omul, zicea el, erezie numită antropolatrie.
Domnul Iisus Hristos este Fiul din veci, născut din Tatăl mai înainte de veci și din Fecioara, din Mamă, la plinirea vremii. Sinodul al IV-lea la Calcedon, în anul 451, formulează doctrina cheie a creștinismului, adică că Iisus Hristos este cu adevărat Dumnezeu și om adevărat. După întrupare în persoana sau ipostaza cuvântului, subzistă unitate fără schimbarea celor două firi, lucrări și voințe, umană și dumnezeiască. Dogmele cristologice de la Calcedon a fost apărată și de Papa Leon al Romei, într-o epistolă către Flavian, Patriarhul Constantinopolului. Biserica Universală are o cristologie comună din acest moment. Al cincilea sinod, la anul 553 la Constantinopol, este sinodul care acceptă scrierile cristologice ale Sfântului Chiril ale Alexandriei și condamnă ereziile lui Nestorie și Origen despre restaurarea totală și globală la sfârșitul lumii, apocatastaza, care menționează că atunci vor fi toți iertați, toți păcătoșii și inclusiv diavolul. Sinodul al VI-lea, la anul 680, la Constantinopol, condamnă erezia monotelismului, adică care afirma că Iisus Hristos are o singură voință. Sinodul afirmă că Hristos, după întrupare, are două voințe naturale și două lucrări naturale, voința umană fiind pe deplin îndumnezeită. Că noi așa mărturisim că Iisus Hristos are două voințe, umană și divină și umană, dumnezească, și două lucrări, două firi și două lucrări, umană, omenească și dumnezească. Al șaptelea sinod are loc tot la Nicea, unde a avut primul, și este un articol de credință despre cinstirea icoanelor Domnului Iisus Hristos, ale Maicii Domnului și ale Sfinților, nu în sens de adorare ca a persoanei lui Dumnezeu, ci în sens de venerare care trece la persoanele prezentate pe icoane, adică la prototipuri. Icoana nu este un obiect de adorare, așa cum este Dumnezeu. Este un obiect de cinstire pe care cinstindu-l, cinstirea trece la persoana care este reprezentată pe icoană. Și aceste argumente teologice ale icoanei sunt foarte bine prezentate, conturate de către Sfântul Ioan Damaschin, care arată că Dumnezeu, cel nevăzut, într-adevăr, nu putea fi reprezentant în Vechiul Testament, deși a fost reprezentat heruvim, care erau deasupra chivotului, dar odată ce Dumnezeu s-a întrupat, Iisus Hristos a luat trup omenesc, Fiul lui Dumnezeu, cel veșnic, a luat trup omenesc, el s-a făcut icoana văzută a Tatălui și din acest moment el poate fi reprezentat. Iar Maica Domnului, născătoare de Dumnezeu, de asemenea, poate fi reprezentată. Și astfel, și sfinții, și iată așa, avem icoanele. Preotul când cere punerea mâinilor episcopilor în vederea primirii harului pentru episcopat, este obligat să citească o mărturisire publică de credință ortodoxă care cuprinde dogmele sinoadelor ecumenice. Peste acestea mai mărturisește că păstrează canoanele celor 7 sinoade ecumenice și ale celor locale, învățăturile Sfinților Părinți ai Biserici, tradițiile permanente ale Bisericii Ortodoxe și regulamentele Bisericii Ortodoxe locale. Într-adevăr, în afară de dogmele celor 7 sinoade ecumenice, există tradiții, crezuri, formule și afirmații teologice care au primit o formulare definitivă și comună, fără să fie confirmate de un sinod, care s-au păstrat în diverse surse. De pildă, mărturisire de credință din 1642, de la sinodul de la Iași, și 1679, de la sinodul de la Ierusalim, sau enciclica patriarhilor ortodoși din 1848. Printre cele mai importante texte de referință ale tradiției sunt liturghiile, slujba tainelor, laudele, imnografia, viețile sfinților, arta și muzica creștină, cărțile de cult, dar mai ales icoanele, care confirmă întruparea pogorământului Dumnezeu în persoana Fiului Său unic. La 11 martie 843, împărăteasa Irina
instituie sărbătoare ortodoxiei pentru a aniversa victoria celor ce apărau cinstirea sau proskinesis, cinstirea icoanelor, sursă de har, de prezență și de comuniune cu persoanele reprezentate în ele. Privind icoanele, creștinii pot spune Dumnezeu este în mod real printre noi. Conform 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 12, toate bisericile creștine recunosc că Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție sunt modalitățile de transmitere a Evangheliei lui Iisus Hristos. Noi existăm ca și creștini prin tradiția Evangheliei atestată de Sfânta Scriptură și transmisă de biserică și prin aceasta prin puterea Duhului Sfânt. De asemenea, bisericile sunt de acord că trei sunt caracteristicile fundamentale ale tradiției, subliniate de Vicențiu de Lerin: universalitatea sau catolicitatea, vechimea și unitatea. Tradiția n-are sfârșit, este o cale iluminată de Iisus Hristos, care este același și ieri, și azi, și în veci. Este de remarcat de asemenea că în formularea doctrinei au fost adoptați noi termeni, homusios la Nicea, păstând fidelitatea față de limbajul biblic, dar și fidelitatea față de limbajul reclamat de practica botezului, conform Matei, capitolul 28, versetul 19, și de cea liturgică, Sfântul Vasile cel Mare. În procesul de structurare a tradiției, multe opinii teologice colaterale au fost abandonate sau ignorate. La început, apostolii au mărturisit credința cea întru Hristos Iisus în Iudeea, unde au întemeiat și biserica. De aici, plecând în lume, au vestit neamurilor aceeași credință și aceeași învățătură. Și tot astfel, în toate cetățile au întemeiat biserici, de la care celelalte și mai noi și-au căpătat butașa ai credinței, adică trunchi al credinței și semințe ale învățăturii, pe care o împrumută și azi, ca să se prefacă ele însele în biserici. Adică învățătura din o biserică să ia așa cum să ia pizza de vie dintr-o vie, să mută în alt loc și să întemeiază altă biserică. În același chip, ele sunt socotite apostolice, ca niște vlăstare ale bisericilor apostolice. Orice lucru trebuie să fie judecat după obârșa lui. Iată de ce aceste biserici, oricât de multe și de mari ar fi ele, nu sunt decât una și aceeași biserică apostolică, din care toate s-au născut. Toate sunt primare, toate sunt apostolice. Câtă vreme toate dovedesc unitatea lor desăvârșită, căci își împărtășesc pacea lor, fraternitatea lor și se invită ca oameni unele pe altele drepturi ce nu sunt impuse decât de o predanie unică a aceleași învățături sfinte. Tertulian, Contra ereticilor, capitolul 20, versetele 4 până la 8. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.